Da, bună ziua! Mă numesc Turcanu Mihail. Aș dori să mă refer la trei aspecte. Primul fi ce ține de votare. Personal, atunci când am fost la primărie și am votat fizic, am văzut ceva ireal într-o societate democratică, pentru că eu am votat cu buletinul, a trebuit să votez după regulament, da? Dar nimeni din direcția relației cu publicul, da? Nu mi-a verificat buletinul. Pur și simplu mi-a spus că ia-ți foaia, așa este și votează, atât. Nimeni nu mai verifica de unde eu vin, din ce sat și așa mai departe. Ce ține de votarea online? Personal am avut oportunitatea să ajung în orașul Lvov anul acesta și am discutat cu persoane din cadrul primăriei Lvovului și da, la ei se folosește sistemă de votare cu cardul, au un registru și în plus este la nivel normativ, legislativ, se indică că da, poți să voteze cu cardul. Cam asta. Și dacă să vorbim de votarea cu buletinul, da, ar fi iarăși o idee, dar cumva ar fi bine să explicăm de a vota pe baza IP-urilor. Asta ar trebui pe viitor să nu mai fie și da, buletinul, dar iarăși să fie un soft securizat și așa mai departe. Iarăși, la doilea aspect ar fi categoriile de proiecte. Iarăși, din experiența Lvovului, iau doar două categorii de proiecte. Unul pe tot orașul, și a doua categorie e doar pe sector. Adică cumva să excludem la moment cum era proiect mare, proiect mic, aș veni cu ideea să fie doar proiect pe Chișinău și proiect pe sector. Și cumva am putea să divizăm iarăși, dacă e proiect pe Chișinău, iarăși să divizăm în două, mic, mare, și la fel dacă e pe sector, iarăși mic, mare, dar deja fiecare o să exprime dacă de acord sau nu. Și aș dori să mai punctez iarăși ca să nu fie uitat referitor la ordinea proiectului.